Acum suntem prezenți în 11 puncte, în această tabără mobilă din Siret, dar și în cea organizată în Rădăuți, în centrele de primire azil și refugiați din Galați, Șomcuta Mare, Rădăuți, Timișoara, București, la punctele de trecere a frontierei de la Iscaccea, Siret, Sighetul Marmației și de aseară și în Gara de Nord, pentru că există foarte multe familii care stau acolo, așteaptă să plece cu trenul și stau, poposesc foarte multe ore. Noi organizăm spații pentru copii, avem voluntari și personal care se joacă cu ei, încearcă să-i ajute, să uite momentele și perioada pe care o parcurg, să își recapete un pic de zâmbet și de copilărie. Și în afară de asta furnizăm informații adulților despre legile din România, despre solicitarea azilului, despre locurile unde vor ei să meargă, transport și așa mai departe. Și încercăm cu psihologii noștri să fim aproape de ei și cu o susținere emoțională de care toată lumea are nevoie, dar din ce am observat noi, mai ales femeile, mai ales mamele care și-au luat viețile copiilor în responsabilitate, plus bunici, plus, eu știu, persoane vârstnice, au plecat și au lăsat soții, frații în urmă și sunt foarte îngrijorate de parcursul pe care îl va avea viața lor în următoarele zile, desigur, și ani. Pentru a extinde ajutorul pentru copiii refugiați și mamele lor, Salvați Copii a lansat Fondul de Asistență Umanitară pentru Copii Refugiați din Ucraina. Pentru a putea continua cu succes și celelalte programe, organizația angajează psihologi sau asistenți sociali, educatori și translatori ucraineană sau rusă. Sunt foarte multe necesități, vrem să extindem ajutorul pe care îl dăm, vrem să creștem un pic spațiile acestea pentru copii, să le multiplicăm, să fim în toate locurile în care acești oameni stau o perioadă mai lungă, să putem sprijini și locurile în care se aglomerează în diferite orașe, în diferite Iași, București, Suceava și în alte orașe mai mari, să dăm o mână de ajutor pentru copiii care vin din sistemul de protecție și sunt găzduiți aici, în sistemul nostru de protecție. Încercăm să ajutăm pe mai multe planuri. Acum trecem într-un alt pas și vom asigura special pentru protecția copiilor din Ucraina, atât personal cât și voluntari. Deja suntem în proces de a selecta oameni noi care vor prelua și astfel încât programele noastre obișnuite de reducerea mortalității infantile, de dotarea spitalelor noastre ale românilor, de asigurarea accesului la educație, de suport emoțional, să meargă în continuare. Da. Pentru că România, din păcate, are un statut socioeconomic precar și aproape jumătate din copiii români trăiesc în limita sărăciei. Organizația Salvați Copiii România pune la dispoziția tuturor românilor care vor să contribuie la Fondul de Asistență Umanitară pentru copiii refugiați din Ucraina și mamele lor numărul de SMS 8827 pentru donații singulare de 2 euro. Pentru angajări, CV-urile se depun direct la sediul organizației Salvați Copiii, Suceava, sau la adresa de e-mail suceava@salvaticopiii.ro. Pentru informații, puteți suna la numărul de telefon 0748 083 584.